Șoferul care a spulberat 5 persoane aflate în stația de autobuz de pe strada Râmnicu Sărat din Brăila consumase 3 substanțe cu efect de drog, cel mai probabil psihotrope. Tânărul apare în evidența spitalului de urgență pentru că în urmă cu un an fusese internat pentru epilepsie, însă medicii nu știu dacă brăileanul urma vreun tratament. Șoferul implicat în accidentul care a avut loc la Brăila a fost testat în unitatea de primire urgențe cu bateria de teste rapide pentru determinarea drogurilor din salivă și urină și a testat pozitiv pentru 3 grupe de substanțe, cannabis, amfetamine și benzodiazepine. S-au făcut recoltări și pentru alcoolemie și s-au făcut recoltări de sânge și de urină pentru examene la laboratorul toxicologic de la Institutul de Medicină Legală, care vor oferi certitudinea dacă acele substanțe există sau nu. Repet, este o testare pe un test rapid de tip calitativ. Ei sunt cei care nu au mai primit o a doua șansă la viață. Nicoleta Pârlog avea 41 de ani, era mamă a 2 copii, o fată de 18 ani și un băiat de 10 ani. Lucra la o fabrică de încălțăminte de pe Râmnicu Sărat. Cine? Nicoleta. Ați cunoscut-o? Da, mi era colegă de servici, bună prietenă. Vă văd înlăcrimat, o cunoșteați de multă vreme? Da. Și copiii. Soții Oprea, Nicoleta în vârstă de 37 de ani și Florin de 40 de ani. Ea lucra ca vânzătoare în Piața Mare, iar el la uzina de apă. Au lăsat în urmă un băiețel de 10 ani. Erau oameni buni. Normal, erau familii adevărat. Eram oameni de milioane, nu am ce să spun. Eu cunosc să cade, oameni. Băiețelul este în clasă cu cumnatul meu. Băiețelul este în clasă cu cumnatul meu, Cosmin. Și atât știm. Mergeam la ea, muncea la pește aici, în Piața Mare, în hal. O femeie extraordinară, extraordinară. Și ce spuneați că nu era de obicei ăsta traseul dânsă? Da, deci de asta nu-mi explic. Și soacra mea la fel spune că erau prietenii foarte buni. Nu veneau aici. Deci tot timpul luau de la Deva, că ei stau aproape de aici, la Piciu, de stația de la Piciu. Și nu-mi explic cum de au venit aici. De ce aici? Soțul, am înțeles că era după amiază de serviciu și ar fi mers cu ea să-și ia niște probe de sânge analize. Sau sânge, ceva, analize. În tragicul accident au mai pierit Mirela Iosub, în vârstă de 41 de ani, care nu avea copii. Lucra ca vânzătoare la un magazin alimentar din Piața Concordia. Și Anișoara Toader, de 52 de ani, care din declarațiile martorilor lucra la o fabrică de confecții. Pentru aceste suflete au fost aprinse sute de lumânări în stația neagră din Brăila.